să aflăm acum totul despre copiii Ralucăi Diaconu, interpreta de muzică populară. Are nu unul, ci o mulțime de copii care îi aduc bucurie și cântec în viață. Raluca a înființat un grup folcloric vocal și va lansa în curând prima piesă împreună cu cei mici. Despre acest proiect ne vorbește acum Raluca, care se află în platoul știrilor Canal D. Bună, Raluca, bine ai venit la noi! Bine te-am găsit! Îmi face mare plăcere să fiu astăzi alături de voi, mai ales pentru că ieri am filmat primele videoclipuri și am avut multă muncă, în condițiile în care afară era o căldură zdrobitoare și costumele populare, după cum bine știți, nu sunt chiar așa subțirele și ușoare. Cum s-au descurcat copiii la filmări? Ei au fost foarte entuziasmați, evident. Grupul are, în sfârșit, piese proprii și au fost foarte încântați. Am filmat cu turma de oi, am filmat cu picioarele în apa din râu. A fost foarte frumos. Când a început acest proiect? Grupul Mamina a fost înființat în 2019, însă cu grupul de copii lucrez din 2008. Și ce faceți voi la Centrul Cultural din Izvoarele? E, acolo... Are poveste în spate acestea. Da, într-adevăr, așa este. Acolo încercăm să ducem tradiția mai departe. Eu mă ocup de zona de muzică populară, de grupul vocal folcloric de copii și acum grupul Mamina, care are în componență și câteva doamne senioare de la Clubul Seniorilor din Izvoarele. Cum te descurci cu copiii? Te ajută puțin și background-ul tău profesional? Nu știu dacă neapărat asta mă ajută. Mă ajută faptul că eu am fost cândva ca ei, că am avut-o și pe sora mea în grijă multă, multă vreme și mi-am exersat cumva pe ea practica pedagogică. Ei mi-aduc foarte multă bucurie. Au fost momente când am simțit că poate nu reușesc să mai fac față activităților și mă gândeam să renunț la ceva, dar în niciun caz n-aș fi renunțat la activitatea cu ei. Crezi că talentul tău muzical este o moștenire? Nu știu dacă este o moștenire sau este pur și simplu un dar de la Dumnezeu sau e vorba despre aceste ambe variante. Cert este că eu am preluat visul acesta de a deveni artistă de la bunica mea, din partea tatălui, care cred că și-a dorit toată viața să cânte pe scenă. Era o femeie foarte frumoasă și cânta foarte frumos și știa o mulțime de cântece, nu doar de muzică populară, drept pentru care pe mine m-a crescut cu muzică, cu multă muzică și grupul acesta l-am înființat în memoria ei, grupul Mamina. Și e posibil să fie de acolo cumva și moștenire, dar, repet, cred că este darul lui Dumnezeu și trebuie să te ocupi să duci mai departe sau să lași în urma ta ceva datorită acestui dar pe care îl ai. Ce vești ai pentru fani, dacă vrei să le transmiți un mesaj? Păi o să-i anunț faptul că până la sfârșitul acestei luni voi lansa un cântec nou, un cântec de nuntă, pentru care am lucrat cu Orchestra Mugurelul de la Chișinău. Și sună foarte bine, cu siguranță va fi primit așa, cu entuziasm, așa cum îmi place și mie de altfel. Raluca, să ai parte de mult succes în tot ceea ce faci. Îți mulțumim că ai venit la noi astăzi. Eu vă mulțumesc și să auzim de bine. Mulțumim.